Poate fi declarația Scripturii că Hristos a murit pentru păcatele noastre mai vastă decât se crede astăzi în creștinism? Eu cred că este de o profunzime extremă. Dar noi abia la suprafață înțelegem lucrurile astea legate de intenția lui Dumnezeu cu planul de mântuire și intenția lui cu Hristos venit în mijlocul nostru. Foarte mulți ani, o lungă perioadă de timp, Omenirea a fost bombardată cu acest refren: că de asta a venit Hristos aici, ca să moară. Ăsta a fost scopul apariției Lui printre noi oamenii: să fie pus pe cruce. Există în moartea asta uh, soluție la problema păcatului. Moartea asta ne salvează pe noi, păcătoși. Și uh, asta nu este ușor de modificat. Pentru că și sunt versete foarte multe scrise în sensul ăsta. Însă eu cred că uh, lucrurile sunt mult, mult mai complexe decât atât. Și cred că principalul lucru legat de această declarație, și uh, cel mai puțin observat, zic eu, pentru situația noastră, este aceasta: că noi nu vedem că semnificația declarației este în felul ăsta. A murit din cauza păcatelor noastre. Noi spunem pentru, adică păcatele noastre aveau nevoie de cineva care să le expieze, să, să, să le ierte. Noi nu înțelegem că El a murit datorită păcatele noastre, că păcatele noastre l-au omorât, că dacă noi nu eram păcătoși, El nu trebuia să moară. El trebuia să trăiască. El a venit în mijlocul nostru ca să facă ceva, să aducă ceva, prin lucrarea Lui, prin experiența Lui, prin Exemplul Lui. Iar păcatele noastre, adică păcătoșenia noastră în sensul ăsta, ura noastră față de neprihănire, l au omorât. L A pus pe cruce. Aspectul ăsta nu este văzut. Este apreciat și predicat celălalt. N-avea încotro. Omenirea pierdea dacă el nu murea. El s-a oferit, Dumnezeu l-a dat ca șerfă, deci nu se putea altfel. Și de aici toate devierile de la pierderea sensului de ce a trăit acest sfânt printre noi și ce a dorit Dumnezeu să facă cu el. Eu știu, mi amintesc că am fost foarte surprinsă și nu înțelegeam de ce în rugăciunea lui Isus, el spune înainte de cruce că și-a sfârșit lucrarea. Dacă lucrarea era de fapt să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Da, da, asta este. Și multe altele care pun un semn de avertizare n-ați privit suficient de adânc. Păcatele noastre au omorât pe cineva care venise să înceapă noua rasă umană pe planeta Pământ. Și ea trebuie să continue cu ucenicii lui. Da, și a ales ucenici. Dacă scopul existenței lui pe planeta Pământ era să moară pe cruce, nu avea nevoie de ucenici. Murea, rezolva problema și asta e. Și pleca la cer. Nu era nevoie de ucenici, nu era nevoie de predicat, nu era nevoie de altceva. El a făcut ucenici tocmai în scopul acesta. Adică am început, Dumnezeu a început cu mine ceva pe planeta Pământ și acest ceva trebuie să treacă la voi, poporul meu. Și apoi, de la voi, poporul meu, trebuia să treacă la voi, rasa umană. Și eu spun că grecii și romanii primeau cu bucurie soluția lui Dumnezeu. Dar ei n-au văzut în poporul lui Hristos decât uh, ceartă, scandal, uh, uh, probleme și discuții pe nimic, o religie greu de suportat, nu vedeau nimic valoros și important. Or, intenția lui Dumnezeu fusese să producă în mijlocul rasei umane noua familie, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și a primul exemplar. A păruse începutul, cum spunem noi. Și acum el urma să treacă la ceilalți. Și Domnul Hristos chiar l-a spus. Rămâneți în Ierusalim, că va veni peste voi o putere. Da? Deci se întâmplă. Trece la voi. Ce ați văzut la mine, trece la voi. Și ura, păcatul, nebuniile rasei umane au devenit un val puternic care l-au Aruncat pe acest exemplu al rasei umane în mâinile autorităților romane, și-au cerut cu încăpățânare moartea lui. Deși procuratorul roman spunea: Eu n-am găsit nicio vină în el. N-am motiv să-l omor. Dacă e voar doar pentru certurile voastre religioase, pe mine nu mă interesează. Nu mă amestec în chestii de asta. Eu nu văd nimic în el, vrednic de moarte, și, prin urmare, nu pot să-l condamn. Și ei au mers până la amenințare ca să obțină omorârea acestui neprihănit și să pună stop pe planeta Pământ a apariției unei noi rase umane, oameni uniți cu Divinitatea prin partea și datoră Divină. De aceea, eu cred că trebuie privit mai adânc în această declarație, bazată pe Isaia. Noi am crezut că el este prigonit, lovit de Dumnezeu și smerit. Da? dar el a fost adus în situația asta din cauza nebuniei noastre. Dacă noi nu eram în această stare de ură disperată împotriva neprihanirii, nu-l omoram. Și Dumnezeu realiza de atunci, cu planeta Pământ, vindecarea rasei umane prin apariția unei noi familii omenești. Ne reconecta la sursa vieții așa cum este tot Universul reconectat. Aceasta este, după mine, explicația acestui pasaj. În contextul marii controverse, cum poate fi înțeles locul și poziția fratelui nostru mai mare pe tronul Universului? La ora actuală, onorat de toți locuitorii cerului, există un om. Noi n-am văzut aspectul ăsta al problemei. Nu, ni s-a spus și am crezut așa că Cine a venit aici și s-a numit Isus Hristos a fost un membru al Divinității. Pentru o scurtă perioadă și-a luat un corp omenesc, dar tot el era. A murit ca să ne mântuiască pe noi și apoi s-a întors în cer și și-a preluat funcția mai departe. Noi n-am înțeles numeratele versetele Scripturii unde ni se spune ce s-a întâmplat în cer, acolo, când el a ajuns cum a fost onorat, cum s-a cerut ca toți locuitorii cerului să-i se închine. Sigur, e limbajul nostru de aici, că noi așa suntem cu împăratul, cu, cu... și nu avea cum să vorbească în termeni aceia. Realitatea în cer a fost așa. Voi m-ați acuzat pe mine și m-ați spus în dificultate, voi îngerii, că eu sunt un dictator, am pus mâna pe putere în univers, nu vreau să împar cu nimeni și pe voi vă țin ca pe niște executanți, niște sclavi netrebnici, ca să-mi faceți treaba în curte. Voi așa m-ați acuzat pe mine și acestea au fost gravele acuzații împrăștiate în tot universul de către satana și îngerii lui. Ok, vreau să vă arăt concret și faptic, acum că ați adus situația asta, că eu am să împart atributele mele în conducerea Universului cu ființe create. Și am să le împart fără niciun fel de rezervă. Adică am să pun împărăția mea complet la discreția și sub conducerea unora dintre voi. Făpturi create. Și astfel am să dovedesc că nu este adevărată acuzația că eu am pus mâna pe putere și că eu controlez lucrurile și stăpânesc peste alții. Și acesta a fost motivul și, și argumentul creierii rasei umane. Adam fusese destinat de Dumnezeu, dacă rămânea credincios și familia lui se dezvolta în condițiile acestea ale credincioșiei, să fie așezat pe tronul Universului, acolo unde astăzi stă omul Iisus Hristos. Era un membru al rasei umane și era fratele nostru. Adam a ieșuat. Adam nu a onorat acest înalt destin așezat la picioarele lui. Și Dumnezeu trebuie să ridice din mijlocul nostru, dintre frații noștri, pe altcineva. Și în acest context a rămas un tron vacant, o coroană și un nume al sacrificiului pe care l-a făcut Dumnezeu. Și astfel este adus la conducerea Universului un membru al rasei umane. Pentru noi, asta ar trebui să fie o bucurie fenomenală. Universul întreg va privi cu interes și cu respect familia umană adusă în sânul Divinității de către omul Iisus Hristos. Ar trebui să fie cel, cel mai motivant aspect al experienței noastre. El, un simplu membru al rasei umane, vindecat după scopul eternal lui Dumnezeu și onorat la înalta chemare de a fi împăratul împăraților și domnul domnilor și fac o paranteză aici, de ce este numit așa? Noi ne-am imaginat că va fi împăratul împăraților de pe pământ. Nu! Împăratul împăraților lumilor necăzute. Deci, peste tot, toate planetele locuite de Dumnezeu vor recunoaște această formidabilă realizare a lui Dumnezeu cu omul Iisus Hristos și vor spune, da, este adevărat, Dumnezeu nu a pus mâna pe putere și o ține pentru el. Și a împărțit împărăția și a pus-o la picioarele unor membri ai rasei umane și nu orice fel de membri ai rasei umane, oameni care au trecut prin experiența păcatului oameni care au fost păcăliți să se alieze cu rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, dar care s-au trezit, care au acceptat soluția lui Dumnezeu, care au văzut frumusețe și strălucire în scopul etern atins prin omul Iisus Hristos și au dorit și ei să facă parte din această omenire. În acest sens, petrolul Universului stă un frate de-al nostru care abia așteaptă să-și aducă întreaga familie pe tronul Universului. Și eu spun că nu există niciun fel de altă motivație care să ne umple inimile de bucurie ca aceasta. Astăzi, acolo, la cârma lucrurilor universale, se află un membru al rasei umane, fratele nostru, care abia așteaptă, cu disperare, abia așteaptă. Să ne aducă pe acel tron. Dacă Hristos este os din oasele noastre, născut din spermatosul lui David, expresia lui Pavel referitor la Hristos ca fiind al doilea Adam, are o semnificație aparte pentru noi, rasa umană, în ultima demonstrație a lui Dumnezeu din vremea sfârșitului? Are o semnificație importantă pentru că desemnarea acestui titlu al doilea Adam. Că putea să spună al doilea om, ca să fie expresia noastră corectă. Folosește numele lui Adam în transliterare. Da? Este aceasta. Că ce a intenționat Dumnezeu să facă cu Adam primul și a ieșuat, va face cu al doilea Adam. Și pentru generația finală are o semnificație deosebită. Pentru că noi ne identificăm ca făcând parte din noua familie a lui Dumnezeu. În această demonstrație descrisă de Ezechiel, vreau să demonstrez omenirii întregi ce pot să fac cu voi, oameni păcătoși, oameni despărțiți de mine, oameni deformați fizic, cu probleme de sănătate, cu probleme mentale și așa mai departe. Am toată puterea în cer și pe pământ să produc o vindecare masivă pentru întreaga generație actuală. Și pentru aceasta Dumnezeu vrea să-l așeze pe masă un exemplu. Aceștia sunt copiii mei care m-au ascultat și sunt următorul pas în obținerea noi omeniri. Primul a fost al doilea Adam, omul Iisus Hristos. Al doilea pas este mireasa aceasta, un grup de credincioși prin care eu demonstrez scopul meu etern și apoi urmez să trec la voi. Vreau să fac și cu voi toți membrii rasei umane, ce am făcut cu ei. Fără bani și fără plată. Fără niciun fel de condiții. Fără niciun fel de interdicții. Fără niciun fel de, dacă nu faci asta, nu se poate. Dacă n-ai făcut-o pasta asta, nu se poate. Nu, Dumnezeu spune, acolo unde sunteți, fiecare la locul vostru, cu problemele voastre, cu defectele voastre, cu șmecheriile voastre, cu furtișagurile voastre. Vă chem în sala de operație a Sfintei Sfintelor. Vreau să reconectez natura mea cu natura voastră. Vreau să vă instalez sistemul de operare pe care l-ați pierdut prin păcat. Voi sunteți lipsiți de sistem de operare și nu există niciun fel de leac la boala voastră. Și cu această generație, care va accepta să fie membră în familia aceasta a noi omeniri, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină, Dumnezeu realizează scopul său cu o generație și încheie marea controversă. Acesta este punctul final al bătăliei dintre Hristos și Satana. Demonstrația că Dumnezeu are un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, pe calea corectă. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Așez Duhul meu în voi și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Nu există altă cale pentru, pentru așa ceva. Și cerul va fi onorat pentru că după atâtea mii de ani de păcat și de generare și de acuzații permanente la adresa guvernării divine, ha, la ce a folosit viața lui Hristos? De ce l-ați plimbat pe sub nasul nostru pe aici? Nu a realizat nimic. Oamenii nu vor cu el. Oamenii vor cu noi. Vor viața asta pe care noi le-o dăm așa, cu problemele ei, cu suferințele ei, cu moartea ei, țin mai mult de viața asta decât de ce le ofertu. Asta este o acuzație și un dispreț extrem pentru Univers. Și ei trebuie să suporte situația pentru că poporul lui Dumnezeu nu dorește să vină la nuntă. Asta se întâmplă. Și acolo, în parabola uh, cu nunta împăratului, nu avem o astfel de scuză. Dar un vrăjmaș s-a dus la invitați și i-au ridicat împotriva împăratului și i-au făcut să refuze nunta. Nu există așa ceva. Ei, personal, n-au vrut. Ei aveau ceva mai bun de făcut. Țarina și negustoria lor. Businessul lor, afacerea lor. Sigur, religioasă, noi suntem aici, asta e biserica, Domnezeu de-a dat-o nouă, așa trebuie să funcționeze, noi îi botezăm, îi cununăm, îi îngropăm, murim și noi, vin alții. asta e țarina și negustoria noastră. Și de aceea, o sută și ceva de ani, Dumnezeu a fost în imposibilitate de a transforma începutul slab al luminii de la Minneapolis într-o lumină care să umple Pământul cu slava Lui. Astăzi este cât se poate de că stăpânitorii planetei Pământ nu pot produce o civilizație pașnică și prosperă, cu atât mai puțin evoluția rasei umane către divinitate, așa cum au promis în Eden. Acum ne propun un viitor în metavers, recunoscând astfel că în univers nu prea avem multe șanse să ajungem. Da, fac tot ce se poate să creeze o versiune cât mai apropiată de realitate, dar virtuală. Satana a încercat toate metodele să producă Cerul și Edenul pe planeta Pământ. A încercat toate metodele posibile de a produce omul nou. Și a ieșit. Pentru că nu poți crea o civilizație prosperă sau o societate în pace și în siguranță cu oameni sub legea păcatului și a morții. Aceasta nu se poate. Poate satana să aducă tehnologiile alea pe care le cunoaște el din cer și să facă planeta Pământ un glob de aur. Totul să funcționeze la milimetru. Să nu mai avem fir de praf sau noroi. Totul din aur. În cel mai scurt timp să alege praful. Pentru că Oamenii de pe planeta Pământ, care trăiesc pe această planetă, oricât de frumoasă ar fi ea, în cel mai scurt timp o distrug pentru că legea păcatului și a morții este o lege care se distruge pe ea însă și distruge pe celălalt. Este o, 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 o regulă a interesului personal în defavoarea celuilalt. Și oamenii nu a crezut mulți ani că se întâmplă așa. Astăzi încep să se trezească. Astăzi încep să vadă cum interesul personal calcă în picioare pe oricine. Și nu contează câți morți și răniți produc, atâta timp cât ce urmăresc eu îmi iese. Tensiunile din lume astăzi vorbesc mai mult decât oricând despre această nebunie a rasei umane. Vă omor pe toți, doar mie să-mi fie bine. Asta la, aici duce despărțirea de sursa vieții și noi n-am vrut să credem asta. Când i s-a spus că omul sau, mă rog, creatura despărțită de Dumnezeu în final urmărește să-L distrugă pe Dumnezeu pentru totdeauna, noi n-am crezut lucrul ăsta. Ne-am opus și am zis, nu e posibil așa ceva. O să vedem cu ochii noștri că așa ceva este posibil și că asta urmărim și că asta vrem. Ne distrugem unii pe alții și pe oricine de dincolo de mine. Când a propus atunci omenirii veți ajunge ca Dumnezeu, el le-a dat încurajarea asta. Vom face din planeta Pământ împreună, eu, administratorul și voi, prietenii mei, un alt Eden mai bun decât la din care ați ieșit. Și în fiecare generație asta a încercat să facă. Tot felul de planuri, proiecte, strategii să îmbunătățim lucrurile și peste ani s-a dovedit că strategiile alea care au arătat foarte bine la început, astăzi sunt mortale și că nu au fost bune de nimic și că trebuie schimbate. Așa a funcționat permanent Planeta Pământ. Și acum generația acestea născută în informatică până peste cap, asta e oferă. Asta e viața voastră, asta e Planeta Pământ, dar măcar virtual o să vă fac să trăiți într-o lume ideală. Totul perfect, totul frumos, totul. Uh, N-are rost să mai trăiți în lumea asta reală, concretă. Stați acolo în casa voastră, cu, cu vizorul pe ochi, și o să trăiți într-o lume formidabilă. Orice distracție ca să uitați că, de fapt, păcatul din voi duce la moarte și nu e o soluție. ăștia, câțiva care îi trăiți, o să trăiți în metavers foarte, foarte frumos după care o să vă îmbolnăviți de atâta metavers și o să intrați în mormânt. Asta este soluția lui satana. Poate să inventeze el orice fel de realitate virtuală, frumoasă, ideală, grozavă, promițătoare. Mai devreme sau mai târziu, locuitorii Planetei Pământ vor distruge totul. Și noi generațiile astea care ne-am ne, -am trăit într -o, care ne -am născut și am trăit într-o perioadă de pace, și în general liniște în societatea noastră civilizată occidentală, nu ne-a venit să credem că este posibil să ajungem din nou la distrugerile bunicilor și părinților noștri. Dar ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri, începe să zguduie serios credința asta că progresăm, că o să o ducem bine, că o să ne fie bine. Suferința, prăpădul și moartea vor lovi din nou rasa umană pentru că acest popor care i s-a încredințat soluția lui Dumnezeu a aruncat-o la gonoi în favoarea efect, soluțiilor lor omenești cu efecte vizibil, nefolositoare și neeficiente în obținerea unui popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta. Stăpânitorii acestei lumi, asta urmăresc, ca să-și prelungească amărâta lor existență. Ei știu bine că nu există viitor pentru ei în nelegiuire. Și tot ce pot face este să împiedice pe copilul lui Dumnezeu de pe planeta Pământ să înțeleagă și să accepte intenția lui cu ei. Și de aceea le creează tot felul de imagini despre un viitor strălucit, despre tehnologie care va rezolva problemele omenirii. Și avem din ce în ce mai mult o pregustare a acestei tehnologii pe care ei au pus-o la punct și a, care acum uh, îngrozește de moarte pe cei care pățesc ce, ce pățesc după ce au acceptat-o cu mare bucurie ca fiind o soluție salvatoare. Acum văd și ei care sunt consecințele și rezultatele aș pune speranțele într-o astfel de conducere a planetei Pământ. Uh, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și Sângelui, de aceea noi nu condamnăm și găsim uh, vinovății printre oameni sau printre conducătorii națiunilor. Vinovățiile sunt la adevărați administratori, aceia din văzduh, din locurile cerești, aceia din domeniul software, cum zicem noi, care stăpânesc cu o mână aspră omenirea și conduc trenul de mare viteză al societății umane spre pieirea lui veșnic.